Bine v-am regăsit, oameni buni! În această emisiune Arena Sportivă îl am ca invitat pe Horațiu Pașca, care pentru prima dată aduce echipa pe locul întâi în Liga Florilor. Bună ziua, Dorine, îți mulțumesc frumos pentru invitație. Da, chiar dacă e un clasament intermediar, suntem într-o postură inedită, una care pe mine și pe noi personal ne bucură foarte mult. Am avut un început de campionat bun, 6 etape fără înfrângere, 5 victorii și un egal. Ne așteaptă o etapă dificilă, însă până la meciul cu Brăila mai avem încă 10 zile la dispoziție să-l putem pregăti. Eu te văd așa pe cuvântul meu, dacă parcă tu ești supărat, ești pe locul întâi. Sau care-i treaba? Dorine, nu supărat, ești ușor contrariat. Și îți spun și de ce. Hai să pornim discuția de aici. Așa. Pentru că eu sunt genul de om care nu-i place să fie distrus de laude, preferă să fie salvat de critici. Însă câteodată când criticile astea depășesc sfera normalului, la un moment dat îți pui niște semne de întrebare. Și îți spun pentru că acum, în edițiile trecute de campionat, în momentul în care începeam, mai zice, mai prost decât am început anul ăsta și eram pe locurile 7, 8, 9, 10, sau mă rog unde eram noi, nu exista niciun fel de răbdare să ajungă la finalul campionatului, să nu vorbea nimeni de ce urmează să se întâmple mai încolo, ci toată lumea vorbea de momentul actual. Acum, că suntem pe locul întâi, chiar dacă un meci în plus față de locurile 1 și 2 care sunt, sau mă rog, de cele care sunt aproape de noi ca puncte față de CSM București și Buzău, nu mai vorbește nimeni de momentul prezent. Toată lumea vorbește de lasă că e un clasament intermediar și vedem după aia ce urmează. Din punctul meu de vedere e un pic ciudat. Cred eu și vezi așa un soi de... Păi nu e dezamăgire, e mai mult tristețe. Cred că uităm să ne mai bucurăm și de momentul prezent, pentru că până la urmă echipa asta de suflet a bistrițenilor pentru cel puțin încă câteva zile până se joacă celelalte meciuri, e liderul campionatului, în al doilea cel mai puternic campionat din lume. Și nu poți să zici, de exemplu, că la ora asta a jucat cu cele mai slabe echipe din campionat. Că am jucat cu Vâlcea, am jucat cu Craiova, am jucat cu Zalău, am jucat cu Minaur. Și stau și mă gândesc așa în sinea mea, bine, mai fac și azi de necaz câteodată. De când echipele astea sunt așa de mici și așa de neimportante sau așa la mare distanță de noi, încât să nu le mai băgăm în seamă? Nicio echipă nu-i mică, nicio echipă nu-i mai slabă ca cealaltă. Pentru că toate, în pauza competițională, toate echipele s-au întărit. Loturile bănuiesc așa ca și valoare tehnică, mă refer, nu financiară. Sunt destul de apropiate, nu există distanțe mari între ele sau diferențe mari. Cu siguranță că nu. Și mă mai gândesc la, știi, noi am... Povestea asta, nebunia asta care s-a creat așa în jurul nostru cu meci prost la Slatina, în care ne-am desprins greu pe final și așa mai departe. Am jucat prost la Slatina, doar că sunt niște chestii pe care nu le poți, situația că nu le poți scoate din context și au fost foarte multe, foarte multe conjuncturi. Nu o să mă apuc să le zic acum că o să aibă lumea senzația că încep să mă scuz și chiar nu... Uite, hai, nu te scuz, hai că uite, îți dau eu un exemplu. Dan Petrescu, CFR Cluj, trec la fotbal ca să-ți fac așa. Păi și acolo CFR-ul joacă slab, pentru că câștigă puncte. N-are un joc spectaculos. Nici măcar nu e vorba... Câștigă la diferențe foarte mici, 1-0, 2-1, 3-1, mă rog, mai are cât eu... Auzi, nici măcar nu e vorba de asta. Noi cel puțin suntem bine. Noi trăim momentul, ne pregătim pentru viitor. Chiar a fost o muncă titanică până aici și ne așteaptă una și mai grea în continuare. Publicul bistrițean și presa din Bistrița și toți cei care sunt în jurul echipei cred că au ajuns la maturitatea necesară după 7-8 ani de zile, văzând încât să știe că niciun meci nu seamănă unul cu celălalt. Meciul de la Slatina a fost un meci dificil, în primul rând pentru că la un moment dat ni l-am făcut noi, ne-am desprins și în prima repriză 12-8. Ar trebui să nu scoatem Slatina atât de tare din context, pentru că Rapid a câștigat, dacă nu mă înșel, la 2 sau la 3 goluri în fața celor de la Slatina, s-a desprins mai târziu ca noi
exact în ultimele, în ultimele 5 minute și a făcut-o pe teren propriu, nu în deplasare la Slatina. Bine, dar e rapid. Băi, echipă... Slatina e o echipă cu foarte multe jucătoare tineri, jucătoare pe care eu le-am avut de-a lungul timpului, atunci la Național de Junioare și de tineret. E o echipă bună, e o echipă care își dorește și o echipă care în momentul care... o echipă tânără care încearcă să demonstreze, mai ales în momentul care întâlnește una dintre echipele clasate în vârful acolo sus, în vârful clasamentului. Horatiu, așa se întâmplă întotdeauna. O echipă, nu o să zic mai... Nu o echipă mai mică. O echipă mai tânără, cum ai zis tu, da? Când joacă, mai ales pe teren propriu, că asta e valabil în orice sport, când joacă pe teren propriu și joacă cu o echipă de pe podium, din primele trei clasate, păi el, echipa aia vrea să demonstreze ceva, vrea să demonstreze care valoare, că poate mai mult. Și de azi jocurile mai grele. E adevărat, aici e perfectă dreptate. Și după aceea ți-am zis, să nu scoatem din context că și dacă CSM București bate la mai mult de 5 goluri, câștigă la mai mult de 5 goluri în fața Craiovei, ceea ce e foarte, foarte probabil, iar Buzău câștigă împotriva celor de la Buzău câștigă împotriva celor de la Vâlcea, tot nu suntem mai jos de locul 3. Adică tot suntem pe podium. Suntem tot pe podium. Nu, Dorine, e doar o chestie personală de-a mea, n-are nicio legătură. Sper pe viitor ca măcar până la ora jocului cu Brăila să și avem toată echipa completă, pentru că Nicodincă n-a evoluat la Slatina, pentru că are leziune de tendon rotulian care a scos-o din circuit pentru următoarele 10 zile. Mm-hmm. Iar Cristina Laszlo intră la 7 săptămână de pauză și sper eu ca de luni să fie aptă de joc. Pentru că am și traversat o perioadă complicată în care am avut parte de tot soiul de ghinioane, însă dacă n-am vorbit despre ele, nu înseamnă că nu există. N-am făcut-o tocmai în ideea în care să nu se interpreteze într-un fel sau altul că m-aș plânge. Însă, ți-am zis, chiar ne bucurăm de faptul că suntem acolo, pentru că e un rezultat a unei munci titanice. Știm, suntem cu toții conștienți că au trecut doar șase etape, însă ți-am zis, rămâne regretul ăla că am putea cumva să ne bucurăm mai mult. Cred că până la urmă asta e tot ce contează. Faptul că ne bucurăm astăzi nu înseamnă că neglijăm ceea ce urmează, nu înseamnă că ne îmbătăm cu apă rece, pentru că stai liniștit că noi suntem cu picioarele foarte bine înfipte în pământ și știm exact unde mai trebuie să lucrăm, care ne sunt deficiențele, știm ce adversari ne așteaptă, știm ce meciuri ne așteaptă. Da, Horatiu, cum să nu te bucuri că ești pe locul întâi? Cum să nu te bucuri că ai șansă? Îți spun că noi ne bucurăm. Că spun eu imediat. Cum să nu te bucuri că fiind pe podium în primele trei, eu mă refer aici, la primele trei. Așa. Pentru că avem șansele foarte mari acum. Bun. Deci vom juca în cupele europene, vom avea ocazia să vedem la Bistrița echipe... Mă, Dorine, într-adevăr campionatul e lung și eu ți-am zis, pe noi nici măcar nu m-am gândit ce mă așteaptă după Brăila. Pentru mine și pentru noi, și mă bucur din suflet că fetele au înțeles asta, cel mai greu meci e întotdeauna următorul. Cel mai greu meci e cel mai dificil adversar e întotdeauna ăla care stă în fața ta în teren, indiferent de cum îl cheamă, indiferent de unde vine și ce palmares are. Horatiu, să te mai întreb ceva referitor acum, dacă tu suntem aici la locul întâi și că, da, și că nu ne bucurăm, și că nu ne vede nimeni. Ne bucurăm, da. Ne bucurăm sau nu ne bucurăm că suntem pe locul întâi. De fapt, dacă mă duc în partea cealaltă și nu stau la sport, eu cred că președintele Consiliului Județean, Radu Moldovan, își dorește foarte mult să câștige campionatul, nu să claseze în primele trei. Și pe lângă asta, am zis că vă las pe voi deoparte, că orice antrenor, orice sportiv, orice membru din staful tehnic își dorește un titlu de campion național. Clar. Da. Păi e adevărat ca proiecție de viitor. Ți-am zis, noi nici măcar nu am stat să ne gândim mai departe de 20 octombrie. Da. Și acolo ăsta e cel mai important lucru pentru noi. Apoi urmează o lună și ceva de pauză.
pentru că începe campionatul european, se convoacă loturile naționale. Va fi o lună complicată, pentru că în general, în momentul în care ai o atmosferă foarte bună la echipă, în care tot depui zi de zi faci să se întâmple niște lucruri, în momentul în care toată lumea pleacă, ai nevoie de un timp să le recâștigi, să le readuni. Plus că asta e o perioadă complicată pentru toată lumea, pentru că toată lumea stă într-o oarecare măsură, antrenorii de echipe, de club, stau într-o oarecare măsură, hai să folosesc sintagma asta, cu frica în sân, că Doamne ferește, se pot întâmpla o grămadă de lucruri la campionatele, la marile campionate, la campionatele europene și campionate mondiale, și aici mă refer la accidentări sau la alte lucruri care îți pot pune probleme în ceea ce urmează la echipa de club. Însă poate fi și reversul medaliei, pentru că întotdeauna există două lucruri. S-ar putea ca jucătoarele tale să aibă foarte mare succes la echipa națională, ca lucrurile să le meargă bine tuturor, și în momentul în care se întorc să vină cu elan, să vină cu entuziasm, să vină cu plăcere și nu supărate sau cu psihicul, mai să zicem așa, la pământ, că nu le-a ieșit nimic, că nu s-au calificat, că n-au ieșit mai departe din grupe, sau că pur și simplu n-au jucat și că nu le-a mers bine. În momentul de față, care-i atmosfera în lot? Ești pe locul întâi. Uite, de exemplu, îți spun o chestie. Noi chiar suntem foarte bucuroși, ne simțim și pe fete. Chestia asta, ți-am zis, mă bucur din suflet, pentru că suntem cu toții cu picioarele pe pământ. Acum dimineață, ieri au avut zi liberă după meciul de la Slatina și a fost o deplasare foarte lungă în care credem că am obosit eu după ele, care mai și jucat 60 de minute într-un meci echilibrat până în minutul 50. La antrenamentul de azi dimineață chiar m-am bucurat să le văd proaspete, m-am bucurat să le văd cu dorință de a se antrena, am avut un nivel bun a antrenamentului și chiar m-am bucurat foarte tare să le văd așa. E un lucru bun ăsta. Spune-mi un pic, ziceai de Dincă și de Laszlo, se vor... Nico, săptămâna trecută... Le vom vedea în teren? Săptămâna trecută, marți, a simțit ceva dureri deasupra genunchiului. De miercuri am oprit-o, s-au făcut niște investigații, are niște leziuni pe tendonul rotulian, din fericire nu foarte grave, dar care necesită 10 zile de pauză. Și insist foarte tare pe chestia asta, pentru că în condițiile în care am fi forțat-o, sau în momentul în care forțezi soarta, toate lucrurile se pot întoarce împotriva ta și risca accidentare pe termen mai lung. Ea și-a făcut mare parte de tratamentul de specialitate necesar și cred eu că de joi din săptămâna asta va intra la antrenament progresiv, să vedem exact cum se simte și până la ora jocului sper să fie aptă. Altă problemă medicală care durează de ceva săptămâni e Cristina Laszlo, care astăzi își face ultima injecție în talpă cu plasmă și sper eu ca de luni să o vedem intrând la antrenament. Într-adevăr, probabil că o să aibă o problemă cu pregătirea fizică. Stă deja de 6 săptămâni și oricât de tare ai încercat să o echilibrezi așa stând, tot nu e ca și cum mai face deplasare sau cardio. Și însă sper eu, ea are o capacitate fantastică de a reveni și sperăm noi cu toții ca până la ora jocului cu Brăila să fie 100%. Am văzut că la Slatina Bazaliu a marcat 8 goluri. Bazi a avut un meci bun. Bazi a jucat bine și cu Galațiu, Bazi a jucat bine și la echipa națională. Cu siguranță că da. Și ea știe că așteptările sunt foarte mari. Cred eu că a găsit un mediu extrem de propice pentru că ea să-și poată pune, în valoare calitățile. Păi, e o jucătoare valoroasă, o jucătoare foarte bună. Cu siguranță că de-aia ești aici, de-aia mi-aș dorit-o foarte tare. Am trecut și ea peste o perioadă de acomodare cu toții. Până la urmă suntem oameni. Și avem suișuri și coborâșuri. În momentul în care
singurul lucru care cred eu că contează e în momentul în care cobori, cât de mult cobori. Dacă reușești să, cobori puțin și să revii la... Mă, da, în schimb, să știi că, uite, m-am uitat să văd exact așa cât de prost am jucat la Slatina. Știi? Dacă e să vorbesc așa. Și să vezi, într-un meci prost, am marcat 27 de goluri și am luat 22. Așa. În momentul care ai în jur de 20, 21, 22 de goluri, cred eu că apărarea și-a făcut treaba. Într-adevăr, în prima repriză am luat 14 goluri, dar acolo am avut o problemă de atac în care Slatina ne-a surprins cu niște goluri rapide în care n-am reușit neapărat să ne apărăm. Au fost și desincronizări acolo normale și desincronizări acolo pe care cu siguranță că vom munci în așa fel sau vom încerca să nu se mai întâmple, pentru că asta înseamnă până la urmă să faci niște pași înainte. Și a marcat 27 de goluri, ratând trei aruncări de la 7 metri și a mai și ratat în câteva situații clare, în special de pe postul de pivot, din linia de 6 metri. Cred eu că cu un pic de mai mare atenție la finalizare, de exemplu, am fi putut marca lejer peste 30 de goluri, ceea ce e o medie bună, zic eu. Așa luate pe cifre, că nu au existat fazele alea spectacol în care din trei pase să dai gol, deși dacă facem o paranteză și de alea au fost. Că, de exemplu, Slatina s-a apărat foarte, foarte avansat și au avut la dispoziție 2 săptămâni să pregătească meciul ăsta împotriva noastră. Noi am avut 2 zile, efectiv, cu toată echipa. Da, eu vreau să ce mă bucură foarte tare e că... Uite, știi, se vorbea că la un moment dat și este sintagmă în sport, că echipa bună câștigă și când joacă prost. Și le-am felicitat pe fete după meci, nu neapărat pentru joc, și ele știu asta, le-am felicitat pentru luptă și pentru rezultat. Da. Pentru că, altă dată, echipa asta Gloriei, în momentul în care era condusă, nu reușea niciodată să revină, nouă ni s-a mai întâmplat că noi am revenit de fiecare dată în campionatul ăsta când am fost conduși de Vâlcea și la 6 goluri și am avut ocazia să-l câștigăm meciul ăla pe final, însă poate că egalul a fost echitabil până la urmă, după modul în care s-a desfășurat jocul. Nu știu dacă nu cumva ne-a condus și Craiova pe final cu 2 goluri și am revenit și am câștigat meciul, ne-a condus și Statina cu 2 goluri la mijlocul reprizei a doua și am revenit și am câștigat meciul. Echipa asta are mentalitate, echipa asta luptă împreună și cred eu că forța noastră este în primul rând grupul. Eu vreau să te întreb ceva. Prima dată tu când începe meciul, da? Tu te gândești să joci spectaculos sau să câștigi? Dorine, pe mine m-a interesat permanent ca echipa asta să fie acolo unde e locul și să fie în clasament, în poziția corespunzătoare sau cu vorbă cu valoarea pe care o are. Dar pe tine te interesează să câștigi? Păi, întotdeauna mai trebuie să câștigi. Cui place să pierde? Corect. Păi și atunci care e problema? Păi, acum, joci! Acum mi-o să vină să râd, da. Am în cap o chestie și după aia n-ai să nu mai vorbim despre asta. Ești curios când o să mă felicite lumea că am pierdut spectaculos. Hai mă, fii serios. Oricine, bă, când intră în teren, orice, chiar dacă noi... Am face acum o miuță pe un teren, înseamnă că jucăm un fotbal, că am mă bag la handbal. Dar să jucăm un fotbal, intru să mă gândesc, bă, trebuie să-i batem pe ăia. Vede, câteodată stau și mă gândesc că poate dacă nu cumva am devenit îngrijorat să nu pierdem ce avem. Dar îți spun că la ora asta nu avem nimic. Dar ce avem bucuria de a juca handbal, avem bucuria de a le oferi oamenilor victorii, avem bucuria de a le oferi oamenilor o echipă solidă, avem bucuria de a fi aproape de ei, de a fi lângă ei. Și pentru că am avut anul trecut un sezon complicat, un sezon cu de toate, un sezon în care ne-am purtat suporterii și oamenii dragi nouă prin furci caudine și ne-am întors înapoi, ne-am dus până dincolo de bucurie extremă și așa mai departe. Dacă pur și simplu aș vrea să avem o constantă.
Dacă tot ai adus vorba de spectatori, păi eu ca și spectator și toți spectatorii, toți susținătorii Gloriei care vin la meci, vin să vadă echipa câștigând. Că e și spectacol, e ok, dar bă, vreau să văd că echipa câștigă. Da. Și e prima în campionat. Păi care e problema? Stai un pic. Care e problema? Bă, nu cred că există o problemă. Cred că e mai mult o problemă de-a mea. Nu e întrebarea la tine. Care e problema că echipa pe locul întâi? Păi când a fost cu antrenor cu renume mondial și cu jucători iarăși, nu s-a putut face o echipă unită să poată să scoată rezultate, iar a fost bine. Bă, sau da, nu a fost bine, sau cum a fost? S-a zis, vreau să știe lumea și toți cei care își chiar apreciază ceea ce facem noi, că noi suntem cu picioarele pe pământ, că nu ne-am uitat niciodată mai departe de următorul meci, că le luăm ca atare, că încercăm să dăm tot ce avem noi mai bun, muncind și în momentul care ne prezentăm în fața lor, să reușim să și punem în practică munca sau să se vadă rezultatele muncii noastre și cam atât. Apropo, după meciul cu Slatina, ai discutat cu Radu Moldovan? Te-a sunat sau l-ai sunat sau, mă rog, nu mai contează. Noi discutăm după fiecare meci. Așa. N-are importanță. Eu mi-am asumat întotdeauna și critice și laudele. Nu, eu să mai zic încă o dată că prefer să fiu salvat de critici decât îngropat de laude. Eu vreau să întreb dacă e supărat și președintele. Asta cred că e o discuție pe care trebuie să ai tu cu el, din postările pe care le-am văzut, că le-a adus-o, nu știu cât e, nu cred că e supărat. Nu cred că e supărat pe noi, că nu cred că ar avea de ce. Dar ți-am zis, discuțiile mele cu Radu Moldovan sunt private, sunt particulare. Bine, ok, nu intri în amănunte. Sunt în spatele telefonului și... Stai un pic, mă gândesc, nu mă interesau discuțiile voastre private. Mă interesa dacă te-a certat la telefon că ești pe locul întâi și că ai câștigat. Băi, nu se pune problema de ceartă. Da. Omul e pragmatic și tu știi foarte bine că altfel n-ar fi ajuns să facă cariera pe care o are și nici n-ar rezultatele pe care le are. Are dorințele lui, are doleanțele lui pe care mi le transmite de fiecare dată. Eu le iau ca atare. Păi și el, conducerea clubului și voi, echipa, cu stab tehnic, cu toți care sunteți acolo, vă doriți să câștigați campionatul. Toată lumea vrea să câștigați campionatul. Păi dacă se poate, se poate. Eu ți-am zis, mi-aș dori să... Bineînțeles că, pentru că ne-am apucat de sport, toată lumea își dorește titlul, trofee, rezultate, medalii, cupe europene, Liga Campionilor și așa mai departe. Personal, mi-am propus să le câștig pe toate. Foarte bine. Ce se poate câștiga în viața asta ca antrenor până la momentul la care mă las. Ca să ajungi acolo, trebuie să încep de undeva. Pentru mine, eu sunt pe drum. Asta fac eu la ora asta, asta face și echipa pe care o antrenăm. Nu ne-am gândit niciodată la titlu, nu ne-am gândit, să zic, mai departe de următorul meci și am preferat să le luăm pe toate pas cu pas. Nu ne-am îmbătat niciodată cu apă rece, știm care sunt părțile noastre bune, știm unde mai avem de lucrat. Asta încercăm să facem zi de zi. Eugen Cosma, directorul, ce zice? Bă, cu Eugen să știi că n-am vorbit de chestia asta. Nu prea vorbim detalii tehnice și așa mai departe. Nu văd de cine ar fi bucuros Eugen, pentru că la ora asta... Bine, glumeți! Eu cred că la ora asta are trei echipe, dacă nu mă înșel, care sunt pe locul întâi, adică deci, nu cred că Eugen avea motive să fie supărat. Că... Știi că este o vorbă, umanul să dă pe un jeb de cuie, vorba aia. Bine, când ai rezultate, foarte bune. Sunt niște eforturi pe care îți depun și pe care le depune toată lumea și cred eu că consensul trăit într-un bucuratul ăsta de prezent și de lucrurile pe care le avem acum, fără a privi cu lejeritate viitorul, dar și fără a-l privi cu exagerată îngrijorare, cred eu că așa un pic de echilibru nu ne-a stricat nimeni. Horațiu, hai să lăsăm un pic echipa. Spune-mi un pic, cum ți s-a părut turneul ăsta internațional de la Bistrița, Trofeul Carpați?
Păi fii atent, pentru mine, să știi că, uite, dacă acum că m-ai întrebat, că nu m-am gândit la... Eu am fost foarte, foarte atent la ce joacă fetele mele la echipa națională. Acolo, acolo vreau să ajung. M-am bucurat să le văd, evoluând... Pardon. M-am bucurat să le văd evoluând bine. Pentru mine le-au avut evoluții bune. Pentru că pe mine nu mă interesează în mod special ratatul, de exemplu, din stație de 1 la 1. Ratează cei mai buni jucători ai lumii, corect, ratează toată lumea, arată unul care n-a ratat în viața asta sau una. Pe mine mă interesează să aibă evoluții bune, să poată ajuta echipa națională și cred eu că toate câte au fost acolo au făcut-o cu succes. Îmi pare rău că n-am văzut-o și pe Cristina Laszlo din cauza accidentării, pentru că și ea sunt 100% convins că a putut ajuta. Cu siguranță pentru era mine un a fost plus. Un sentiment de mândrie, hai să nu-i zic maximă, dar la cote ridicate, pentru că le-am văzut evoluând bine, pentru că m-am bucurat să le văd așa. M-am bucurat în primul rând pentru ele, iar apoi m-am bucurat pentru munca pe care o depune la club, pentru că trebuie să fie dublată. Hai să-ți dau un exemplu, că Sonia a avut un meci mai puțin bun într-un dintre ele și a jucat bine în următoarele două, că la Laura i s-a întâmplat să facă o greșeală tehnică sau la Nicodincă sau la oricine altcineva. Oricine poate greșe, stai un pic. Nu ne raportăm la chestia asta, cine a jucat pe ansamblu. La cât de utilă este echipei, la câte mingi a scos în apărare, la modul la care a răspuns într-un nou sistem cu un alt antrenor, cu alte lucruri. Și au demonstrat și versatilitate, și adaptabilitate, au demonstrat și forță, au demonstrat și viteză, au demonstrat și putere și chestia asta chiar m-a bucurat tare pentru ele. Turneul pe ansamblu cu micile probleme tehnice care se întâmplă și la cei mai și la la case mult mai mari decât noi. Turneul pe ansamblu a fost o reușită. A fost o reușită pentru că am feedback de la toți antrenorii care au fost la turneu, pentru că îi cunosc pe toți și feedback-ul a fost unul pozitiv vis-a-vis de comunitate, ceea ce m-a interesat foarte tare. Vis-a-vis de direcția în care pleacă sportul sau handbalul feminin în comunitatea asta și încotro ne îndreptăm. Să știi că toți cei care au venit au avut doar cuvinte de laudă vis-a-vis de organizare și vreau să-i felicit și pe colegii mei din club care s-au ocupat de povestea asta și nu numai, pentru că ți-am zis, feedback-ul e unul foarte bun și știu cât de mult au muncit. Noi am avut... noi. Gloria a avut câte jucătoare? Deci, Dumansca, 5. Dumansca, Dincă, Dumansca, Bazaliu, Pristăvița, Dincă, Seraficianu. Seraficianu. Și ar fi fost și Laszlo acolo, ți-am zis sigur. Bun, accidentată, asta e. Uite, am văzut la, de exemplu, la Laura, la Pristăvița, chiar în primul meci. Deci, parcă juca dintotdeauna la națională. Laura a făcut parte din circuitul echipei naționale an la rând. Da, s-a integrat foarte bine acolo. Ea a avut o perioadă în care n-a fost pentru că a fost însărcinată și până a născut. M-am bucurat foarte tare. Dar a revenit foarte bine în teren. Păi cu atât mai mult cu cât revine în teren după sarcină. Adică și nu numai că a revenit cu succes la Gloria, a revenit cu succes și la echipa națională. Cred eu că e o opțiune cât se poate de valabilă pentru Florin Pera în momentul care pregătește campionatul european. Păi, dacă e să vorbim de extreme, Nico cu Sonia, eu zic că nu au voie să lipsească din circuitul echipei naționale, la fel ca Iulia Dumansca și la fel ca și Bazi. Deci eu ți-am zis cu doza de subiectivism de rigoare, pentru că Samele și toată lumea își laudă Marfa, însă cred eu că povestea asta e vizibilă cu ochiul liber și nu... Da, s-au văzut cum au jucat în turneu. Exact despre asta e vorba. Au jucat bine și foarte bine. Dar ce am vrut să-ți mai spun cu Bazaliu? Am văzut-o la... stai să mă gândesc să nu greșesc, la meciul cu Serbia. A doilea meci cu Serbia a fost. Da. O vedeam că vrea să tragă la poartă, pasa. În momentul în care a început să tragă la poartă, a început să dea goluri. Hai să-ți mai spun o chestie. Numărasem, de exemplu, la Bazi, dacă nu mă înșel în meciul cu Serbia, acțiunile. Din 9 acțiuni,
avea 6 asisturi. Da. 6 pase, asisturile sunt pasele din care se dă gol. Se dă gol, da. Pasă de 4 dintre ele la 4 dintre ele la pivot. Da. Două dintre ele la extremă. Da. Cu un mare extremă, deci cu un clar de aruncare de la poartă, și Bazi a fost eficientă și în momentul în care nu a aruncat la poartă. În momentul în care aruncă, Bazi are foarte multă calitate. Ce nu înțelege lumea e că ea a pierdut destul de mult timp stând mulți ani pe bancă. Da. Bazi o să-și devină încet încet și eu cred că foarte scurt timp, să zicem, pe termen mediu, va fi una dintre soluțiile incontestabile pentru echipa națională. E și acum la ora asta. Și Bazi va crește, pentru că la 26 de ani ai de unde să crești. Da. Nu, dar spun, am rămas impresionat. Am văzut-o și în meciurile echipei Gloriei, dar aici am văzut-o și aici mult mai clar și mult mai... Mă refer la aruncatul la poartă. Din orice poziție și de... Mă refer de la distanță, nu de aproape. Că face mingea în aer. Când Bazi are unul dintre cele mai puternice șuturi. Da, da. Asta, dacă vrei să afli mai multe despre asta, întreabă portarii care stau în fața ei. Și Dumansca? Bă, Iulia, uite, n-a traversat cea mai bună perioadă la echipa de club. Toată lumea se întreba unde e Iulia. Eu am știut exact, știu exact ce poate, cine e și ceea ce știe ea să facă. M-au permanent încredere în ea. Să știi că mutatul dintr-un loc în altul și adaptarea la alte stiluri și alte stiluri nu sunt neapărat cele mai ușoare din viața unui om. Ca noi toți, de altfel, unii trecem mai ușor, alții trec mai repede, alții nu se adaptează niciodată, alții se adaptează din prima și simt că acolo e casa lor. Iulia vine după meci bun făcut, un meci excelent făcut împotriva Spaniei, un meci bun făcut la Galați, un meci bun făcut la Slatina. Iulia e exact aia pe care o știu eu dintotdeauna, care încet, încet revine exact acolo la valoarea aia pe care a consacrat-o. Valoarea aia care a consacrat-o. E foarte bine că, uite, a început campionatul, a fost și trofeul Carpați. Echipa se studiază din ce în ce mai tare și obții rezultatele care le dorești. Ți-am zis, doresc de la bunul Dumnezeu Sfântul doar să ne țină pe toți sănătoși, în așa fel încât să reușim să aducem bucurie oamenilor. Pentru că, până la urmă, despre asta e vorba, știi? Spune-mi un pic, fetele au fost convocate și la lot, da? Pe lângă trofeul Carpați. Au mai făcut ceva pregătiri? Bine, pregătirea a fost la Bistrița, doar că trofeul Carpați a fost la final de săptămână, lotul s-a reunit luni, au avut o perioadă de pregătire, 2-3 zile de pregătire și după aia efectiv meciurile. Misiune complicată pentru Florin Pera, pentru că nici nu are foarte mult timp la dispoziție să pregătească campionatul european. Trebuie să încerce să închege un lot și să-și impună filozofia într-un timp relativ scurt. Câteva modificări și în lotul ăsta. Îi urez pe calea asta multă, multă baftă și țin pumnii, pentru că România are nevoie, handbalul românesc are nevoie de o națională puternică care să obțină rezultate. Cred că, dacă nu mă înșel, următoarea convocare e în 24. Aștept convocările cu sufletul la gură și îmi doresc să fie cât mai multe componente a gloriei acolo și să poată ajuta, le țin pumnii, să poată ajuta echipa națională României să obțină performanțele pe care toată lumea le așteaptă. În schimb, trebuie să spun că două vorbe despre pregătirea asta vis-a-vis de lotul național. Gândește că noi am avut din 16 au plecat 10 la loturile naționale ale țărilor lor. Noi am rămas cu 6 jucătoare acasă, din care 2 sunt Cristina Munteanu și Noemi Lung, care sunt și componente a ligii a doua. Așa că imaginează-ți o săptămână de pregătire în 4 sau în 6 cu un singur portar, și asta nu vine ca scuză, doar ca să știe lumea, cu riscul de a merge, cred că devin plictisitor. Așa, am stat,
Antrenezi o săptămână în șase, în momentul în care revii tu, ai o săptămână, teoretic ai o săptămână la dispoziție să pregătești Slatina. Însă tu n-ai cum, după ce fetele alea joacă trei meciuri în trei zile consecutive, să le aduci direct în echipa de club, pentru că și ele oameni, nu-s roboți, și trebuie să aibă măcar o zi de pauză, în așa fel încât să-și odihnească corpul și mintea, pentru că ia departe, iar după aia încep problemele medicale. Da. Bazi răcită, Nina răcită, Nina răceala mai serios, a intrat la antrenamente joi, cu două zile înainte, cu o zi înainte ca noi să plecăm la Slatina, o zi pe drum vineri în care n-ai avut cum să te atrezi, că ai făcut 11 ore până la Slatina și am mai făcut un antrenament de oră sâmbătă în care colegii de la Slatina ne-au dat o oră de antrenament înainte de meci, nu o oră jumate, cum păi, ține protocolul, sala liberă și înaintea noastră și așa. După, da, probabil o fi știu că suntem obosiți. Cu Nina, cu un antrenament făcut, cu Bazi, cu două antrenamente făcute, cu Nico, care a ieșit din circuit pentru 10 zile, ți-am zis, cu Bazi, care a intrat miercuri pentru că și ea nu era foarte bine fizic. Știi, sunt câteva conjuncturi pe care nu prea ai cum să le scoți dintr-un context în condițiile în care vorbești că ai jucat prost. Dar mă rog, asta e o altă discuție, sunt chestii interne. Și de obicei, după loturile naționale, dacă îți vine un meci foarte aproape, acolo mai toate echipele care au avut pe toată lumea plecată sau multe componente loturile naționale au probleme. Și au probleme pentru că ele stau aici într-o filozofie de joc, sunt antrenate să facă ceva, anumite combinații și așa mai departe. Fac pasul la echipa națională, stau o săptămână, 10 zile acolo, cu altă filozofie de joc, cu alte combinații tactice de atac, cu un alt sistem de apărare, cu alte mijloace de acționa într-un sistem de apărare. Și orice om nu cred că schimbă chipul chiar așa. Pentru că știu eu, în momentul care da, n-am mai, după 5 ani în slujba Federației Române de Handbal mi-a ajuns, pentru că mi-era mie greu venind de la lot, între a mie două zile să mă reobișnuiesc cu fetele mele în condițiile în care am plecat câte o săptămână sau 10 zile. Toi lor care trebuie să-și reseteze informațiile, care trebuie să se readapteze, că aici e vorba de mișcare, de automatisme, de motric, da, de psihic, de multe alte lucruri. Horațiu, spune-mi. Și voi procedați, tot așa ca și cei de la Slatina, mă refer cu sala. Și mai spun o chestie. Da. Fetele noastre de la Gloria s-au pregătit la Bistrița. Așa. Morena a venit din Suedia. Paula Poșaveț a condus din Croația. Nina Zulic a condus din Croația. Și așa mai departe. Sunt câteva conjuncturi pe care nu știu dacă pot să le... Eu mă bucur foarte, foarte tare că am câștigat la Slatina, pentru că știm, după ce se revine la club, de la echipa națională, cel mai greu meci e întotdeauna următorul. De-aia am stat acolo. Nu știu dacă, să uite, în prima repriză ne-am desprins la 12-8. Am ratat două situații de 1-1 cu portarul în care Slatina a revenit la două goluri în spatele nostru, în care dacă băgam mingile alea în poartă, probabil că lucrurile se... Era gata meciul, da. Se făceau 6 goluri și nu cred că le mai întorcea cineva de acolo. Da. Însă... Da, spune-mi un pic, că e o chestie interesantă. Chestia. Și voi faceți tot așa, adică vin echipele care joacă aici, tot așa le dați o oră? Dorine, este o chestie de respect reciproc de care Bistrița nu a suferit niciodată de lipsa. Adică îi lăsați să se antreneze cât vor. Întotdeauna. Bine, solicitările, fiecare face solicitare cât mai aproape de ora jocului. Regula nescrisă e că la ora jocului face echipa gazdă, iar echipa vizitatoare are o oră jumate sau în funcție de cât solicită înainte de noi sau după. Sau după, da. A, dar nu le puneți, bă, vă antrenați o oră și pa. Nu cred că... Asta mi se bun, dar asta ce? Asta... Asta mi se par copilării, mă doresc. Bun, ți se par copilării, dar cei care fac chestia asta la ce să gândesc? Că te, da, nu, să știi că nu... Te, niciodată, că te intimidează sau te... Niciodată nu le-am luat, am zis-o așa ca fapt divers, pur și simplu. Da, nu, bine, că pur și simplu că mi-am adus-o eu aminte, știi? Horațiu, bănuiesc că pe parcurs, că o să mai treacă niște etape și o să fie și alte șicane. Pentru că azi vine, cine? Bistrița? Stai un pic, unde e pe hartă? A, aici. Dorine, să te bazi pentru, la titlu... pentru noi, pentru Gloria, conceptul și ideea de fair play pe care o promovează sportul, și olimpismul și tot mișcarea și suflarea sportivă la noi nu a dispărut.
până în momentul în care dispare fair play-ul de peste tot, nu se mai numește sport. Poate fi competiție, dar nu sportivă. Sportiv, prin definiție, înseamnă să fii fair. Să-ți respecti adversarul, să-ți respecti partenerii de întrecere și așa mai departe. Teoretic, da, dar știi că pe noi ne încurcă un pic practic. Dorine, nu știu ce fac alții, îți spun eu că... Mă refer la modul general. Îți spun, eu că, îți spun eu că la Gloria, la toate secțiile de sport, există fair play. Am înțeles, am înțeles. Și nici nu contest lucrul ăsta. Cu arbitrajele... Bă, m-am lăsat. Te-ai lăsat? Nu m-am apucat, nu cred că m-am apucat serios niciodată, însă m-am lăsat. Singura chestie care mă interesează sunt fetele, echipa, jocul nostru și așa mai departe, pentru că e greu să schimb ceva. Cred eu că dacă cineva ar trebui să vorbească despre arbitraje și așa mai departe, ar trebui să o facă Eugen, pentru că directorul clubului și își poate permite. Poate să o facă cei care ne finanțează, poate să o facă sponsorii, poate să o facă spectatorii. Cred că noi un pic mai puțin și noi... Am înțeles, dar vreau să spun ceva. Că maniera de arbitraj a unora... Cu siguranță, okay, că poate, cu siguranță că poate influența rezultatul final. Rațiu, pe voi în teren, am înțeles că ce se întâmplă. Ne întreb dacă ne frustrează. Maxim. Categoric. Maxim, bă, dar dacă ajungi să te enervezi și în tribună, că am anul toată lumea cunoaște regulile de handball. Păi da, uite. Regulile de arbitrajului. Treaba noastră să depășim momentele. Lumea așteaptă la noi să depășim momentele astea și să o facem cumva și împotriva unor arbitraje tendențioase, să zic așa. Știi? Însă, cred că lumea așteaptă la noi să depășim momentele și să încercăm să câștigăm jocul și eventual să ne vărsăm frustrările între noi, acasă, nu în public. Da, știi că la fotbal zice că, bă, pe teren la ei au fost 13 sau 15. Lasă-mă. Da, mă, dar și la noi se vorbește de 9 contra 7 și așa mai departe, un nou concept. Bă, uite, hai să spun lucrul pe care l-am constat eu. Cred eu că arbitrajele în acest sezon, așa. Dacă sunt slabe, nu sunt rău intenționate, ci pur și simplu slabe. Înseamnă că nu știu să arbitrez. Sincer. Nu am simțit nici măcar la Zalău o tentă cum se întâmpla în alte sezoane. Uh-huh. Deci chiar n-am simțit-o. Dacă cineva a văzut altfel, îți spun că din teren mi se pare că se fluieră un pic altfel decât în sezonul trecut, sincer. Ok, da, deci dacă e arbitrajul mai bun, foarte bine. Eu spun că eu m-am enervat la Fără tentă, cu scăpări, da. Adevărat, doar că cred că la ora asta și ei sunt oameni și pot dar beneficia frate, de... Din moment ce cum să spun, atât federația, îți dau exemplele astea, federația, cât și spectatorii vor să aibă spectacol și să aibă meciuri de clasă înaltă. Aici intră și arbitrajul în meciul ăsta. Cu toții ne pregătim și sunt convins că și ei fac același lucru. Pentru că dacă eu vizionez un meci al meu ca să văd unde am greșit și unde putem îmbunătăți, ce putem corecta și așa mai departe, eu cred că și ei vizionează meciurile. Că face parte din natura meseriei. În schimb, între arbitrii, ca și între profesori, ca și între oamenii de presă, ca în toate meserile existente, sunt unii buni, alții medii, unii care încearcă și nu pot mai mult pentru că nu a ajutat bunul Dumnezeu să fie. Asta e viața, da. Frate, mai avem 5 minute. Urmează meciul cu Brăila. Meci greu. Un meci foarte greu, pentru că dacă te uiți un pic la ce lot are Brăila, probabil că la ora asta, așa. Probabil că la ora asta, după CSM București, hai să zicem și rapid acolo, cam cel mai echilibrat pe posturi. Foarte bine dublat, dacă nu triplat în anumite poziții. Din teren, un meci împotriva unor jucătoare cu foarte multă experiență și cu foarte multă calitate. Însă, până la urmă, când vrei să rămâi în față, cu ăștia trei steluți.
Mă bucur că noi suntem într-un moment, când noi suntem într-un moment bun al nostru și din punct de vedere, în primul rând din punct de vedere psihologic, pentru că ne-a mers bine până acum. Ți-am zis, mă bucur că suntem cu picioarele pe pământ și că știm că avem de îmbunătățit lucruri. Și noi așteptăm cu foarte mare interes meciul ăla. E special pentru noi, știi? Joci pentru prima dată în sala nouă. Toți suntem curioși cât de multă lume o să vină să ne vadă. Păi, o să vină. Cu toții ne dorim. Băi, e joi la 6, da, există, da, există niște, da, există niște emoții. Ne-am dorit o sală arhiplină. Publicul întotdeauna pentru noi, chiar dacă e un clișeu, chiar dacă e sintagma, iau cum vrei, a fost întotdeauna jucător alături de noi și de cele mai multe ori ne-am împins de la spate, sunt niște rezultate pe care nici măcar noi nu mai credeam că le putem întoarce sau că le putem obține. Îți dai seama că și ne așteptăm cu foarte, foarte mare interes meciul ăsta. Îți dai seama cât de mult ne dorim cu toții ca la primul meci în casa nouă să câștigăm și să rămânem pe podium, ca să nu vorbim de locul întâi, că ne place nimănui să vorbească despre asta. Dar de ce? Pentru că vorbește de locul întâi, știi, extraordinar. Știi, pentru că știi, ne dorim foarte tare să rămânem acolo, pentru că asta nu face altceva decât să ne dea speranță, decât să ne dea încredere, decât să ne facă să visăm frumos, știi? Da, dacă noi câștigăm meciul cu Brăila. Avem șanse să rămânem pe primul loc? Uite, să știi că nu m-am uitat la ce meciuri urmează. Nu. Primele două sunt acum miercuri și joi. Dacă nu mă înșel, cred că miercuri Vâlcea va juca împotriva Buzăului la Buzău. Da. Unde e locul 2, acum la momentul ăsta e locul 2 cu locul 4. Da. Dacă nu mă înșel, acum arată clasamentul azi, la ora la care vorbim noi. Iar joi e CSM cu Craiova. La București. CSM cu Craiova la București, din câte știu. Și în funcție de ce se întâmplă acolo, se stabilește ierarhia de etapă. Și Dorine, să știi că, uite, conjunctura asta cu noi pe locul, întâi sau cu noi în primele sau cu noi pe podium, e un lucru fericit, dar care pentru noi, staff, echipă și așa mai departe, contează în mai mică măsură. Pentru noi contează meciul, următorul meci, următorul pas. Ne dorim foarte tare să câștigăm meciul ăsta care urmează, ne dorim foarte tare să câștigăm și pe următorul, și pe următorul, și pe următorul, fără a te uita neapărat în clasament. Am înțeles. Pentru că ceea ce contează pentru noi e, ți-am zis, pas cu pas, următorul meci. Horațiu, baftă și să rămâneți cât mai mult pe locul întâi, să câștigați campionatul. Să fie, Doamne ajută. Dar nu te-ai supărat, nu? Oameni bune, își pune punct ediției de astăzi. Până data viitoare, toate cele bune!